particularități ale reproducerii la pești și amfibieni. Resursă educațională pentru clasa a șaptea. Particularități ale reproducerii la pești. În general, peștii prezintă o fecundație externă. Femelele depunând ovulele numite icre în apă, iar masculii vor elimina asupra lor spermatozoizii. Există însă și specii de pești cu fecundație internă, spre exemplu, unele specii exotice sau rechinii. De exemplu, la căluțul de mare, femela depune de obicei în lunile mai-iulie între 400 și 500 de icre în punga incubatoare situată pe fața ventrală a abdomenului masculului. Icrele rămân acolo aproximativ 4 săptămâni. După o lună, masculul va deschide punga și va elibera pui, nemai având grijă de ei. Particularități ale reproducerii la amfibieni. La amfibienii cu coadă, salamandre, tritoni, fecundația este internă. La amfibienii fără coadă, de exemplu la proaștele comune, fecundația este externă. Femelele depun ouăle în apă, ouăle mici, transparente și înconjurate de un înveliș gelatinos. Sunt fecundate de masculi. Din acestea se vor dezvolta larve numite mormoloci. Mormolocii seamănă cu peștii. Are loc ulterior o transformare a acestora până la stadiul de adult, procesul numindu-se metamorfoză. Apar mai întâi membrele posterioare, apoi cele anterioare, dispar branhile și apar plămânii. Ultima care dispare este coada. Realizați o prezentare multimedia pe tema reproducerea la rechini. Spor la lucru! Pastille.